Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Ștefan Nemecec, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. În această seară vom discuta despre criză în perioadă de criză, reformă în perioadă de criză. Sigur, vom discuta despre situația de la Compania Națională a Oilei, vom discuta despre restructurările care au avut loc, să vedem cum trebuie să le vedem, cum trebuie să le simțim, care este efectul acestora în perioada imediată și de perspectivă. Pentru a dezbate această temă, la care, ca întotdeauna, vă invit și pe dumneavoastră să participați, stimați telespectatori, am alături de mine în această seară, în studioul televiziunii Parâng, pe domnul Alexandru Blaș. Nu spun mai multe, este un nume cunoscut în Valea Jiului, este un specialist miner, un specialist în economie, un specialist în viața noastră de Valea Jiului. Bună seara, domnule Blaș, bine ați revenit în studioul televiziunii. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Stimați spectatori, vă reamintesc și numerele de telefon la care puteți intra în direct în emisiunea noastră. Întrebări, scurte comentarii pe tema pe care am anunțat-o, 0254-543-774, număr de telefon fix cu tarif normal, în a doua parte a emisiunii, 0724-890-163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri, tvparang@yahoo.com, adresa de e-mail a televiziunii Parâng pentru e-mail-uri. Vă aștept, este o temă la care putem colabora, la care puteți participa și sigur să punem în atenție publică problemele care vă interesează, eventual problemele la care ați dori să primiți unele răspunsuri de la persoana, sigur, care se numește, spuneam, Alexandru Blaș. Domnule Blaș, să începem discuția noastră. Mai întâi aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat. Te-ați dispărut așa, pur și simplu, deodată ați fost o persoană importantă, foarte activă în domeniul politic, economic, social. V-ați ascuns? V-au ascuns? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic deosebit. Îmi văd de afacerile mele, locuiesc mai departe în Vulcan. Sigur, afacerile nu le prea am în Valea Jiului, cred că în proporție de 5% doar. Și având o rază de acoperire mai mare, sigur că umblu mult. Lipsiți mai mult din zonă? Lipsesc destul de mult din zonă, dar umblu tot în zone miniere. Am mai spus-o, cred că, de mai bine de 6 ani sunt asociat cu o firmă din Essen, din Germania, pe proiectele de ecologizare a perimetrelor miniere finanțate de Banca Mondială. Deci fostelor perimetre miniere, zone miniere din țară. Da, da. La fel, tot în asociere cu o firmă olandeză, am implementat un proiect de public facility, tot pe proiectele finanțate de Banca Mondială în zonele miniere. Deci, activitate am, dar, repet, chiar în Valea Jiului mai puțin. Oricum, este îmbucurător să aflăm că ați rămas, sunteți și probabil veți rămâne cetățean al Văii Jiului, care aveți în vizor ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră și, sigur, în măsura posibilităților și a obiectului de activitate, să spunem așa, nu vă este habar ceea ce se întâmplă nici în Valea Jiului, fiind un observator a tuturor sferelor sociale, economic și așa în mai departe. În primul rând, ca cetățean al Văii Jiului, nu poți sta deoparte de tot ceea ce se întâmplă în Valea Jiului și nu neapărat ca un observator. Firma mea, obiectul principal de activitate al firmei mele, este de management și consultanță în afaceri. Deci mă dedic acestei părți mai mult, repet, în asociere cu cele două firme și în zonele, chiar și în Valea Jiului sunt în derulare și acum și au fost proiecte finanțate de Banca Mondială, au fost Valea de Braț, preparația Uricani,
mina Iscron și acum muzeul Aninoasa. Deci sunt prezent în Valea Jiului, dar mai puțin. Mai puțin fizic, dar faptic și ca rezultate, sigur, sunteți implicat în toate aceste proiecte importante care se derulează, s-au derulat sau se vor derula. 32 de ani în Valea asta, Julie. Așa vă trebuie. Așa vă trebuie. Nu poți să stai indiferent și să nu... Cel puțin să recepționezi mesajele care vin dinspre comunitate. Nu neapărat cu pretenția de analist sau observator, ci ca simplu cetățean care vrei nu vrei te izbești de realitățile crude ale zilelor pe care le trăim. Spuneați de realități crunte, domnule Blaj, simțim, vedem, trăim în Valea Jiului, sunt vremuri grele, speram la altele mai bune după 89 încoace, iată, treburile pare să că oarecum se complică, este greu. Consecința acestei etape de criză, numită criză, nici nu știm bine, criză economică, criză financiară și așa mai departe. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum caracterizați această etapă? De ce am ajuns aici? Nu e neapărat un punct de vedere, ci eu mai repede l-aș numi un mod de a percepe ceea ce se întâmplă. Sunt suficienți oameni cu abilități de a face, să zic așa, o analiză chiar profesionistă a acestei crize. Clar e că ea a lovit țara, pare să că n-am fost foarte pregătiți, eram pe un trend ascendent așa în ceea ce privește rezultatele economice, dar pare să că nu suficient de pregătiți pentru a prelua niște șocuri și, în opinia mea, chiar cu riscul de a mă repeta mai des în seara asta, ca cetățean, cred că rolul determinant, până la urmă, l-a avut Banca Națională, care a încercat să echilibreze cât de cât situația. Dar impactul asupra... Rolul echilibrant trebuie să înțelegem benefic, domnule. Benefic, Bani, sigur că da, benefic. Dar totuși, faptul că în țara noastră ponderea direct productiv, hai să nu zicem indic productiv, ci a pensionarilor este în defavoarea celor direct productivi, sigur că creează un efort financiar care până acum, în perioada de criză, nu a fost sesizat, chiar dacă era cunoscut sau nu a fost atât de influențabil în viața cotidiană a românilor. Dar nu știu dacă e un motiv să ne liniștească, tot dând, de exemplu, că ce se întâmplă în Grecia, că e Spania, Portugalia, că urmează Italia. Nu știu dacă astea sunt argumente care... pot să ne liniștească că mai vin și alții. Cred că cel mai important este să vedem cum depășim noi. Să ne vedem de ale noastre. Sigur că da. Și din ceea ce spune Institutul Național de Statistică, veștile sunt pline de speranțe, de optimism. Refuz să cred că la acel nivel cifrele nu reprezintă în totalitate realitatea. Ar fi chiar... așa, o autosinucidere să se joace cineva cu cifrele pe care să... Da, una. Și a doua sunt organismele astea financiare care... Supraveghează și... Supraveghează și nu... Nu mai poți să îi duci cu... Au prea mulți specialiști încât să le scape un amănunt de asta, cu ghilimelele de rigoare, da. Sigur că da. Domnule Blaj, spuneați de acest dezechilibru generat de numărul pensionarilor și persoanelor active. Oamenii, persoanele apte de muncă au plecat, încă mai pleacă spre alte țări. Perspectiva unei reechilibrări, chiar și de mai lungă durată în timp, cum o vedeți? Este posibilă? Ce trebuie să ne gândim? Pentru că, oricum, factorul economic generează acest echilibru și în ceea ce privește stabilitatea salariilor, cuantumul salariilor, revenirea la salariile dinainte. Cum vedeți această posibilitate?
Aș îndrăzni o mică introducere înainte de a vă răspunde. Vedeți, a fost o campanie și sunt unul din pensionarii acestei țări pentru perioada cât am lucrat-o în mineritul Văijiului și chiar și în alte domenii. Dar la un moment dat să crease așa o stare de umilință a pensionarilor, prea erau arătați cu degetul pensionarii, că parcă ei s-ar face vinovați de acest. Bun, haideți să ne gândim, de când a apărut moda cu disponibilizările și pensionările astea la 45 de ani, sigur că omul a fost tentat și e normal să fie tentat de a se pensiona chiar și la 45 de ani, când e în forță, când e puternic și când granițele țării îi oferau nu numai speranța, ci și chiar certitudinea că posibilității unui trai mai bun. Se poate duce să lucreze în altă parte și atâta timp cât în țară intrau peste 1,5 miliarde de euro de la românii care lucrau afară, nu cred că ar fi prisosit României ca acești bani să se producă, de aceea așa oameni muncind în România, nu în afara granițelor. Deși dacă e să comparăm salariile pe care le iau pentru aceeași muncă în România și în Spania sau în Italia, nu comportă o comparație. Nu suportă, mai corect, comparație. Deci, pe de altă parte, sigur că omul a fost împins, dacă vreți, îndemnat de a face acest pas. Că au lucrat la negru, că au lucrat legal. Important e că aproape toți și-au rezolvat problemele familiilor lăsate în țară. Nu aduc în discuție problema delicată a copiilor pe care tot vedem pe posturile de televiziune cu părinți plecați. Chiar este o tragedie din acest punct de vedere. De mult acea fetiță care a ales moartea de dorul mamei. Deci sunt tragedii, într-adevăr. Consecințe... Marea majoritate totuși au reușit. Eu stau de multe ori și cred că am mai abordat acest subiect. Unii sunt tineri din Valea Jiului. Sunt afară. Ca dovadă că s-au pregătit și sigur, văzând că nu au nicio șansă, că mai spunea cineva zilele așa, sigur lucrează cu facultate, cu studii superioare, la un butic, la un restaurant. Bun, sunt cei conștienți găsește rost, că da. asta îți oferă acum situația actuală. Da. Pe de altă parte, cred că facem o greșeală enormă comparându-ne tot timpul și văd și pe posturile naționale de televiziune cu Germania, cu Franța, cu Statele Unite. Nu cred că cu aceste comparații sunt puteri realiste. Economice și nu numai trebuie să ne comparăm noi, ci mai degrabă să avem niște ținte foarte exacte pe care ni le propunem cu posibilitățile reale ale noastre. Adaptate la condițiile noastre sociale nu și economice. Nu cu dorințe neapărat. Nu e suficient. O perspectivă, domnul Blaș. Ce putem face? Ce ar trebui făcut? Sau, înainte de a vă ruga să-mi răspundeți la această întrebare, ce părere aveți? Factorul politic are o vină în toată această situație? Vedeam la televizor tot felul de lupte interne, mai la vedere, mai puțin la vedere, în spatele unor uși închise sau probabil în spatele unor perdele trase între partidele de guvernământ, sigur, partidele puternice din România, în loc ca inclusiv Parlamentul, Guvernul să adopte, să promoveze legi care să întărească viața economică a țării și, sigur, alte hotărâri, alte măsuri luate pentru a redresa ceea ce nu s-a făcut în anii precedenți. Domnul Nemecec, e ușor să stai deoparte și să-ți dai cu părerea. E mult mai greu să fii la cârma țării, indiferent de culoarea politică pe care o ai,
și să te confrunți cu problemele, lăsăm deoparte cele politice deocamdată. Dar nu o spun eu și n-am inventat-o eu. Sigur, politicul e determinat până la urmă. Dar și politicului, într-o situație economică dificilă, e greu să vină cu soluții salvatoare sau făcătoare de minuni, ceea ce nu se întâmplă. A, că la noi, în ultima vreme, din ce văd în mass media, politicul îmbracă sau e prezent sau e tot mai prezent în cele mai diverse activități. Așa, e cu tot o altă problemă. Că disputele între liderii politici ajung nu de puține ori a fi caragioase. Caragioase, domnule Blaș, și chiar menite a deturna probabil atenția opiniei publice de la problemele de fond, probleme de viață, probleme personale asupra altor direcții. Nu mă consider un om foarte informat, dar sunt un consumator de media și văd și citesc cam ce se întâmplă. Ce mi se pare aiurea? N-am văzut un ministru, indiferent de ce guvern vorbim, să vină să spună: domnule, în perioada mandatului meu n-am făcut asta, n-am făcut asta, n-am făcut asta, pentru care îmi cer scuze, pentru că le-am promis. Nu, toți au făcut. Oricare ministru, dacă l-asculți din 90 încoace, toți au făcut minuni, iar noi suntem unde suntem. Și atunci stau și mă întreb: domnule, dacă toți miniștrii ăștia au făcut atâtea, noi vom fi aia puturoși, vom fi aia care nu vrem să ne fie bine. Așteptăm să... Deci e așa un picuț nepotrivită, sau eu nu îngurgitez ușor aceste rapoarte, dacă vreți, în care îmi arăt doar realizările. Că slavă Domnului, în orice parte întorci capul, vezi cu totul altceva. Și a doua chestie, dacă este ne uităm acum în zilele pe care le trăim, sigur, e ușor a sta deoparte, repede, să ales cu degetul. Ăla n-a făcut, ăla n-a făcut. Bun, de acord, așa e. Dar vină și tu cu soluții. Deci, pune o soluție viabilă. Este o caracteristică a vieții politice și nu numai, domnule Blaș, de a vedea neghina din, sau bârna din ochiul altuia, de a critica, dar de a nu accepta foarte multe lucruri, fără a se veni totuși cu soluții. Păi eu ce spun? Deci, de acord, ăla greșește, are foarte multe neîmpliniri, o promis în campanie, bun, critică-l pentru alea. Dar arată și ce ai face tu. Deci, nu s-a făcut. Bun. Tu ce ai face dacă mâine vii la guvernare? Nu chestii de astea, cum să vă spun, gazetărești. Pentru că presa de asta e făcută, nu? Să vadă tot ce nu e în regulă și își dă cu părerea. Dar eu, ca un specialist, ce sunt în domeniul X, așa, vin și vin cu soluția. Dom'le, dacă eu mâine vin, fac asta, 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 dar nu la modul general. Pentru că aștia, de fapt, doar introducerile, dacă vreți, în cărțile pe care vor să le scrie despre cum ar guverna unii sau ceilalți. Și că trecură 21 de ani de la Revoluție și sunt lucruri care se văd, într-adevăr, clare, dar mă uitam la cel 4,8% șomaj în România. Cifra e un picuț denaturată de cei cu ajutoare sociale, care iau banii de la primării, care de fapt sunt șomeri. Și sunt banii publici. Da. Dar încă o dată spun, e ușor să stai deoparte așa, să îți dai cu părerea, e destul de greu și vă spun în cunoștință de cauză că am ocazia să particip la discuții sau la analize care nu întotdeauna se termină, de ședințe vorbesc, cu soluții foarte clare sau cu soluții exprese, cu soluții concrete, ci cam rămân în coadă de pește. Și astea, probabil adunate în timp,
te aduc în impasul consecințele în care rezolvarea problemei impune niște eforturi financiare deosebite. Și hai să ne uităm, propuneați ca subiect CNH-ul. Nu că nu-mi face plăcere să discut despre CNH, dar știind cât de cât situația deosebit de grea în care se află această companie acum, și văd așa, dinspre București, mesajele vin pe ecranele televizoarelor, doar compania cu cea mai mare datorie. Compania care vedeam și este o lozincă vehiculată de ani de zile, exact. Neexplicată practic am ce înseamnă, de unde vine și de unde rezultă compania cu ele care are pierde nu știu cât o dat primă de Crăciun. Bun, și alții nu procedează. Bun, nu e corect să procedezi ca și alții într-o asemenea situație. Dar dacă impui o regulă sau dacă vii cu o lege ca atare, pe atunci o respecte toată lumea. Dar pare să că și la noi cei care elaborează legi, prima grijă care au e cum să lase o portiță care să poată fi încălcată, legal. Pentru că nu-ți explici altfel cum se întâmplă atâtea lucruri necurate cu bani foarte mulți publici. Așa, publici până la urmă. Și chiar mi se pare așa caragioase chestiile astea care vizează niște arestări spectaculoase. Dar rămas în coada de pește, domnule Blaș, dacă tot am ajuns la acest... Da, dar fac parte probabil din... Dintr-un scenariu. Dintr-un scenariu în care, de teama Bruxellesului că iarăși raportul pe justiție nu va avea forma pe care o așteptăm, încercăm mici eschibiții, care până la urmă umilește omul. Sau îl lași să apară ca un erou după 29 de zile când îi dai drumul. Eu nu zic că toți sunt vinovați sau că dacă ar fi vinovați, probabil s-ar întâmpla altceva. Revin la CNH. Nu e normal acest CNH nu să fie neapărat în atenția sau pe agenda zilnică a guvernului. Dar o decizie clară și fermă trebuie luată. Până la urmă. Până la urmă. Uzităm de aceste disponibilizări pe care le blamăm de când au fost inventate în 97 sau când... 97, prima... Așa. Dar iată că până la urmă omul alege soluția asta de compromis. În Germania, de exemplu, în bazinul Urcole, aceste disponibilizări din minerit au fost... tratate ca o umilință. Și sigur s-au făcut în alt context, cu alte beneficii clare. Alte rezultate. Ori noi încercăm și amăgim, nu știu cât mai au acum la o disponibilizare, dar oricum bani insuficienți ca să începe o afacere, că astea s-au tot vehiculat. Toți minerii disponibilizați își vor începe afacerile proprii. Păi, cu banii care i-am, mă îndoiesc că poate s-o înceapă. Dintr-un punct de vedere, dar și ca sferă de activitate, domnule Blaș, ce să faci ca să poți să te încadrezi în demararea unei afaceri cu acea sumă? Da, pe ce spun? Să strângi fructe de pădure cum penibil și rușinos. Și asta o activitate, dar e temporară. Este temporară și nu poate implica numărul... Nu poate absorbi toată populația... Sigur. Nu, dar... Sigur, n-aș sau refuz să cred că acest dezinteres față de Valea Jiului e ca urmare a interesului deosebit de care Valea Jiului s-a bucurat într-o anumită etapă a existenței sale. Aici punctați o chestiune interesantă, domnule Blaș. Chiar credeți că nu sunteți singurul care faceți această afirmație? Este la momentul actual un dezinteres față de Valea Jiului? O spun cu toată convingerea și să vede ceea ce se întâmplă. Adică, dacă s-a reușit ceva această autonomie a administrațiilor publice locale, într-adevăr își vede roadele.
Dar revenind din nou la CNH, spuneți-mi o decizie clară care a venit pentru Valea Jiului. Ia că acum sunt în situația fără subvenție. Păi nu e ușor dacă e dat... Se știe acest lucru dinainte. Sigur că da, foarte bine spuneți, trebuia gândit dinainte. Bun, știm că din anul, nu știu cât sau din data cu tare, conform normelor europene, indicațiilor Bruxellesului, Compania Națională a Huilei nu va mai primi subvenție. Bruxelles, ce facem? Bruxelles nu dă indicații. Bruxelles ia decizii. Și decizia asta de a... De ce spun că lucrurile nu sunt limpezi? Atâta timp cât Germania și Spania au obținut subvenționare. Iacă că pentru Valea Jiului, și uitați-vă acum, e această secetă prelungită. Hidroelectrica, sigur, și-a redus... Nu a avut încotro. Producția, da. Și chiar este într-o normal situație critică. Era de așteptat ca CNH-ul în astfel de condiții să câștige. Pare să că nu e chiar așa din ceea ce știm. Nu se mișcă nimic, nu se schimbă nimic, n-au zis nu, nimic. Nu, dar ei cumpărau energie de la hidro până acum că era mai ieftin, acum se duce la termo. La prețul pe care îl dă termo și știm cât e de mare. Și reacția va fi următoarea. Termo o să zică, îți scad prețul pe kilowatt, scazi prețul pe gigacalorie. Ori nu cred că CNH-ul are nevoie acum de... Plus că chiar dacă am putea discuta, și asta e o altă eroare după mine care se face discutând de rentabilitatea unor mine. N-au cum să fie rentabile în situațiile în care sunt. Acest aspect se știe și este un aspect general în lume, bun, ceea ce privește activitatea minieră. Bun, dar vedeți că alții se redresează. Se interesează, găsesc soluții și... Am mai povestit unor apropiați după Paști. În Germania Angela Merkel a avut o emisiune de 11 ore pe un post național de televiziune cu vreo 8 grupuri. Ea în cabinetul ei și cele 8 grupuri în 8 studiouri de televiziune. Aceste grupuri erau de la specialiști, politicieni, ONG-uri, academicieni, toate... Sfera privată, probabil. Sigur că da. Și iar și-a început speech-ul punându-le niște întrebări, mai exact provocându-i la niște discuții pe niște teme foarte de mare actualitate și vă dau doar câteva. Vă rog să-mi spuneți care e gradul de siguranță centralelor nucleare electrice de pe teritoriul Germaniei. S-au făcut niște... Cu ocazia am aflat și eu că Angela Merkel e specialist în energie nucleară. Da, n-am știut. Deci acolo nu încăpea îndoială că nu e pe subiect. Și că poate fi abuită, da, să folosim un termen. Ar fi bine să știu care... Vă este strategia producției de huil, având în vedere că s-au restructurat minerii toate de mult și în Germania, corelat cu strategia energetică a Germaniei. Și aici fac iarăși o paranteză. Ia că suntem în 2011 și țara românească sau pentru CNH nu e o strategie. Nici pe termen scurt, nu pe termen lung. Nu e o strategie însușită de guvern. Nu mai spun ca să fie în corelare cu strategia energetică care... Europeană sau... Nu, chiar cea internă. Revin la Angela Merkel. Alt subiect a fost care e ponderea energiei hidro și a energiei electrice obținute din aceste moriște eoliene, ne-am spus, și până la urmă Germania produce energie electrică suficientă pentru consumul propriu sau are posibilitatea să o și exporte? Dacă are să o și exporte, unde o exportă și la ce prețuri? Și mă rog, subiectele au mers spre sănătate, spre învățământ și așa mai departe. Ce mi s-a părut interesant, toate aceste discuții purtate în cele 8 studiouri erau până la urmă analizate de acest grup de academicieni, oameni de știință, care își dădeau cele mai autorizate
păreri până la urmă. În final, eu au vorbit 20 de minute, deci după 11 ore de emisiune, și le-au cerut punctual și pe termen. Deci în două săptămâni să mi se spună exact care este starea de siguranță a centralelor nucleare electrice. În termen de 3 luni de zile vreau să văd asta strategia. Înțelegând că răspunsurile primite după cele 11 ore de discuții n-au fost concludente. Dacă nu, s-au pus nu, termen și... le lăsa, cred că, și asta a fost o lăsat miniștrilor până la urmă, pentru că erau și ei. Fiecare ministru făcea parte din câte un grup din asta de discuții. Și l-am întrebat pe fiul meu și s-a ținut de verificatul termenului. Deci la termenul scadent, Ministerul Energiei o informat. Da, domnule, am prezentat cancelarului situația care este așa, așa, așa. Iar acum am înțeles că se lucrează la un program de guvernare prin care și dacă ați văzut în presă, deci au dat până în 2020 să înceapă reducerea producției pe nuclear electric. Germanii să facă acest pas. Nu e de acolo. Asta în detriment, sau în favoarea energiei pe cărbune și hidro, care pare să că la ei nu au fost foarte... Revenirea la combustibilii tradiționali e... Da. Deci nu cred că și la noi o astfel de analiză cu... Vreau să spun că ce o surprins chiar și pe ziariști a fost atitudinea foarte constructivă a politicienilor, indiferent că erau la putere sau în opoziție. Deci au conștientizat că subiectele aduse sunt mult prea serioase. Discuție, da, merită o atenție la nivelul guvernului, nu numai a guvernului federal. Domnule Blea, suntem la momentul primei pauze publicitare. Revenim în câteva clipe. Lasă-te pe mâna noastră! Noi muncim pentru tine! Calitatea serviciilor noastre se vede prin ferestrele dumneavoastră. Salut! Ce faci? Salut, mă plictisesc la televizor. Te plictisești? Prietene, televizorul trebuie să fie cea mai mare distracție. Mai ales dacă poți alege din cele peste 100 de canale digitale. Sau să înregistrezi și să revezi toate fazele preferate prin opțiunea DVR. Sigur te vei distra cu cele mai multe canale HD sau cu experiența unică a televiziunii 3D. La UPC ai peste 100 de canale digitale, net de 60 mega și 100 de minute naționale pentru 59 de lei și opțiunile DVR sau HD 3D cu 13 lei. Hotel Rusu, rafinament la înălțime, confort la un alt standard, relaxare și dinamică în aer liber, explorează parângul de pe schiuri și din viteza sanii cu motor. Adrenalină în parâng, în orice anotim, confort la Hotel Rusu. N-am mai simțit așa ceva. Ce-o fi? Mă dor în piept. Mă apasă, mă stripește. Durerea se duce în umeri, în spate. Uf, negreață. O fi vreo indigestie. Iar a început. Abia respir, parcă m-a strânge cineva de gât. Infarct. Sună imediat la 112. Fiecare secundă contează pentru viața ta.
Am revenit în studio, stimați telespectatori, invitatul serii, domnul Alexandru Blaj. Tema discuției noastre, reformă de criză. Numerele de telefon la care puteți intra în emisiunea noastră cu mesaje sau telefon în direct, 0254-543-774, numărul de telefon fix cu tarif normal, 0724-890-163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri, tvparang@yahoo.com pentru e-mail-uri. Vă așteptăm cu întrebări și scurte comentarii pe tema pe care o avem în discuție. Domnule Blaj, să continuăm. Sigur, este interesant ceea ce s-a întâmplat în Germania. Dovadă că Angela Merkel este șefa uneia dintre cele mai puternice state ale Europei, ale comunității europene. Ce s-a întâmplat acolo, cu responsabilitate, ar putea să se întâmple și în România. Iată, nu se întâmplă. Trebuie să înțelegem că politicienii noștri, ministerele, conducătorii, miniștrii, nu știu să se adapteze, să iei modele de competență, de activitate din lumea care ne înconjoară sau din lumea din care și noi facem parte, referindu-mă la Europa, Comunitatea Europeană și nu numai. Acum, în opinia mea, nu cred că toate modelele de succes occidentale se potrivesc României. Pot fi adaptate, sigur, este clar, asta se știe, s-a mai discutat despre acest lucru, domnule Blaj. Pe de altă parte, cred că multiplele probleme apărute în perioada post-decembristă, nerezolvate la vremea potrivită, sufocă guvernul acum. Și îl sufocă prin lipsa de resurse, de finanțare. Pentru că, vedeți, nimic nu se poate face fără bani. Una, așa, partea mai dureroasă este că noi nu reușim să consumăm banii europeni nici pe cei pe care noi îi... În primul rând să-i absorbim și, sigur... Nu. Deci ceea ce România dă ca țară membră la bugetul Uniunii Europene, nici ea nu îi absorbe înapoi. Ceea ce e anormal să se întâmple, dar realitatea pe care foarte multă lume o evită. Stă toată lumea cu degetul către administrațiile publice locale. Bun, și oamenii ăștia au niște bugete atât cât le au. Iar partea de cofinanțare, fie ea de 2% până la 15-20% cât merg cofinanțările astea pe fondurile europene, trebuie să faci dovada înainte de a veni banii europeni. Deci în momentul în care proiectul ți-a fost acceptat, într-un cont special trebuie să ai această contribuție. Altfel, banii europeni nu vin. Și sunt sigur că le e greu să acopere foarte multe proiecte cu această parte de cofinanțare. Și sunt niște reguli care trebuie respectate. Bun, eu am o singură întrebare. Cum Dumnezeu alții reușesc? Și am fost nu de mult în Slovacia. Dumnezeu, nu-ți vine să crezi. Sigur, țară mult mai mică, cu probleme ceva mai puține ca noi. Dar disciplină mai mare din toate punctele de vedere, cu siguranță, domnule Blaj. Posibil, nu știu, nu știu. Dar eu nu că vreau să dau dovadă de un optimism înrăit. Partida nu e pierdută pentru noi. Cred că ne trebuie, în primul rând, o diagnoză foarte clară și o prioritizare a marilor probleme. Pentru că, vedeți, ce bucuros suntem că am făcut 100 de kilometri de autostradă. Nu știu, în 2 ani, 3 ani. Mă uit în Ungaria, ăștia au făcut 400 de kilometri și nu i-am văzut pupându-se așa tare pe ecranele televizoarelor cum o facem noi pentru 14 kilometri de șosea de centură, nu știu cărui oraș. Deci, sigur, problemele sunt multe, acum ele necesită timp, au venit și această nefastă criză care ne dă probleme totuși, nu
și le simțim. Tocmai sublinierea care ați făcut-o în prima parte a emisiunii noastre, trebuie să recunoaștem că în acești 21 de ani s-au mai și făcut câte ceva. Dar da, pentru a simți într-adevăr că s-a făcut ceva, efectul acestora, ar fi trebuit ca viața noastră să se schimbe un pic mai altfel, în bine, a tuturor, nu numai a unora foarte puțini. Domnule Nemicer, haideți să fim, să fim sinceri cu noi, în primul rând. Încă ne mai luptăm cu mentalități învechite ale și depășite. Da? Și sigur, ele au fost alimentate, dacă vreți, și de bâlbele guvernărilor care s-au succedat. Pentru că nu tot ce vedem pe televiziunile naționale nu se poate într-o curte cu trei Mercedes-uri și palat cu nu știu câte etaje, cinci membri ai familiei să fie, să beneficieze de ajutor social. Pare să cum picuți au fost exagerate aceste chestii. Și pe de altă parte vezi familie, nu, cu cinci copii care trăiește într-o cocioabă care se bată în pământ. Ce mânca și ce îmbrăca. Dar nu știu, vreau să cred că, că tot răul ăsta și dușul ăsta rece pe care l-am primit în ultimii 2 ani jumate ne-o fi trezit la realitate. Iar chestia cu mentalitatea, sigur, pentru asta trebuie timp. Trebuie timp și trebuie niște realizări care să te determine să-i spui lui Blaș, vezi mă că se poate și așa. Domnule Blaș, sigur, ne trebuie timp, ne trebuie realizări. Dar acest timp și aceste realizări au fost mult reduse, concentrate, comasate de vecinii noștri care au trăit în același bloc comunism. Că, sigur, când vorbim de mentalități, vorbim de mentalitățile trecutului comunist, nu ale altor vremuri cu mult timp înainte, cu multe decenii înainte. De ce ei au putut, de ce nu vedem ceea ce au făcut ei pentru a trăi și a exista ca ei, să facem ca ei? De ce în România nu se poate? Sau românul se comportă altfel? Știți, e o întrebare cu un răspuns destul de delicat. Să nu uităm și cei din generația noastră, sigur că n-au cum să uite la ce sacrificii am fost puși atunci când Ceaușescu și-a propus să-și achite datoriile externe. Unde ajunsese. Încât cei care am trăit acele vremuri nu mai punem nicio speranță că se poate întâmpla și altfel. Și când am dat de posibilitatea de a avea în magazine tot ce vrem, nu ne-am gândit că nu întotdeauna vom avea posibilitatea să cumpărăm ceea ce vedem în vitrinele magazinelor. Una și a doua, sigur, au fost perioadele încrâncenate, tulburi cu multe evenimente sociale care au determinat guvernele să tempereze acele manifestări prin niște oferte de astea care, iacă în timp s-au dovedit a fi de folosul populației. Domnule Blaș, spuneați de Ceaușescu, eforturile făcute pentru a achita datoriile făcute. Vreau să facem un paralelism între ce a fost, ce este. Nu poporul român a făcut acele datorii pentru care a făcut concesii, a dus-o greu în vremea lui Ceaușescu. Nu poporul român a făcut aceste noi datorii. Noi am plecat pe undeva de la zero cu datoriile după decembrie 89. Acum aflăm că avem miliarde de lei datorii care nu noi le-am făcut, dar noi o să trebuiască să le plătim și să tragem din nou pentru a plăti ceea ce trebuie să plătim
fără a ne fi întrebat cineva la vremea respectivă, sunteți de acord, popor român, să facem un împrumut de nu știu cât, de nu știu unde, și folosim acești bani pentru cutare și cutare, sigur, viața voastră va fi mai bună, dar conștienți fiind că acești bani vor trebui dați înapoi și va trebui să facem ceva, să-i dăm înapoi. Și revenind, făcând un paralelism undeva, poate așa, mai nu chiar elocvent ca exemplu, la Compania Națională a Huilei, nu minerii au făcut acele datorii. Și aici, poate, dacă mai avem timp, aș vrea să revenim asupra acestor datorii, să explicăm telespectatorilor noștri de unde provin, de ce mai există și acum aceste datorii și să vedem de ce se promovează această idee, această lozincă permanentă că minerii, compania cea mai mare datornică, cea mai nu știu ce. Pentru că nu minerii sunt de vină pentru ceea ce se întâmplă acolo și pentru aceste datorii. Domnul Noice, mie nu mi-e foarte clar că există încă acea opinie răutăcioasă a multora față de țintită asupra Văiejiului, ca urmare a mineriadelor. Nu că sunt locuitor al Văiejiului, încerc să disculp ceea ce s-a întâmplat la mineriade, dar și acea masă de oameni pe care toată lumea recunoștea că au fost ușor de manevrat, pe de altă parte o blamează că au făcut nu știu ce. Haideți să fim serioși. Ce mă deranjează cel mai mult, zic că nu au fost mai mineri din Valea Jiului, dar n-am auzit de minerii oltenii spunându-se un cuvânt că au fost acolo, au fost și de la Baia Mare, dar minerii din Valea Jiului, ciuca bătăilor și iacă acum, ce refuz să cred că ar exista, știu, o patimă din partea unor decidenți ca neimplicarea în rezolvarea problemelor Văiejiului să fie determinată de acele evenimente. Ar fi chiar o chestie urâtă, dar tare mie că există și astfel de intenții. Nu trebuie să vă temeți, domnule Blaș, pentru că, sigur, foarte multă lume este de acord cu dumneavoastră. Există, deci nu poate există, sigur există această viziune și încă aceste săgeți otrăvite țintite către minerul din Valea Jiului, mineritul Văiejiului și Valea Jiului în general. Deși spuneam la începutul emisiunii că ne comparăm tot cu țări care n-ar trebui să ne comparăm, dar iarăși dau un exemplu din Germania. Ați auzit de lanțul uman făcut de minerii din Ruhr Kohle, din bazinul Ruhr până la Berlin? Ați auzit. Și a fost o formă de protest a minerilor din zonă față de unele erori de guvernare. Încă un model, încă un exemplu care se putea prelua de acolo. Da, dar sigur, istoria pare să că e scrisă, rămâne așa, vom suporta sau vor suporta și alte generații răutățile unora pe acest subiect, dar românul a dat dovadă că are răbdare și... Mult prea multă răbdare, domnule Blaș. Să vedem ce ne rezervă viitorul. Să revenim, vă rog, la întrebarea adresată. O comparație între eforturile depuse de poporul român în vremea lui Ceaușescu pentru achitarea datorilor și eforturile deja în curs ale poporului român pentru datoriile care vor trebui, deci sunt deja în curs aceste eforturi, greutăți, concesii, pentru achitarea datorilor de acum. Și doar atâta mai vreau să adaug, în vremea lui Ceaușescu, banii care s-au luat, cam știm ce s-a făcut, pentru ce s-au cheltuit. S-au construit sau așa. Banii luați după 89 încoace, nu prea știm pentru ce s-au cheltuit, dar tot poporul român trebuie să achite. Părerea mea e că contextul în care a avut loc
evenimentele de care faceți vorbire sunt total... Sunt distincte, distincte și diferite, sigur. Asta cred că a fost o ambiție a lui, pentru că nu ne-a adus niciun folos până la urmă decât că au înfometat poporul pe perioada până și-au făcut Dan Blaua cu... Iar dincoace, în perioada noastră, sigur că după 89, raportul între consum și venituri au scăzut, că au crescut în detrimentul consumului. Ne-au căzut bine la toți majorările de salarii, de pensii și alte facilități pe care ce au fost obținute fie de sindicate, fie de administrații. Fie de politicieni. Fie de politicieni. Dar pare că nu ne-am gândit suficient că asta la un moment dat implică niște eforturi din partea statului. Și cred că de-aia și guvernul, dacă ne amintim președintele Băsescu și fostul ministru al finanțelor, parcă au spus că s-o sătura să mintă. Deci populația a aflat de situația în care se află țara după vreo 6 luni de zile. Sunt convins că ei și-au dat cu capul de pereți în perioada asta, pentru că vă spun atât cât am acces la informații, lucru cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, cu Uniunea Europeană nu e chiar simplu din două motive. Sunt foarte exigenți în modul cum se cheltuiesc banii. Noi români am mai fost obișnuiți cu câte o mică facilitate în stânga și în dreapta și nu sunt exemple suficiente în care banii au fost returnați, iar ca să vă răspund la întrebare, părere strict personală e că atâta timp cât raportul ăsta între consum și produs nu se echilibrează cât de cât, nu ne va fi ușor. Pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți că toate statele mari ale lumii apelează la astfel de împrumuturi și, dacă vreți, așa tot o chestie care m-a și amuzat, dar m-a surprins în același timp când am văzut demonstrațiile de Wall Street împotriva bancherilor. Cred că ăla e adevărul. De aici, toate crizele astea, până la urmă, cineva câștigă și câștigă enorm și așa băncile. Nu-i mai puțin adevărat că și dispar multe, dar acele manifestări care au loc de câteva zile în Statele Unite... Spun ceva și trebuie să dea de gândit. Spun multe. Avem două intervenții de la telespectatorii noștri. Nu ne place să le dau citire și să vedem dacă este cazul să și răspundem pe scurt la ele. Actualul guvern sprijină doar termocentralele de lignit ale SNLO-ului din Gorj pentru că Berceanu este prieten cu Condescu. Lignitul este slab calitativ și distruge mediul înconjurător prin defrișare din cariere. La SNLO s-au șters datoriile odată în decembrie 2006 și acum au iarăși datorii, dar paradoxal au bani să sponsorizeze echipa de fotbal Pandurii. Pentru CNH nu se vrea și nu s-a vrut. Telespectatorul nostru nu s-a semnat. Ca întotdeauna spun, vă rog să vă semnați ca să vă mulțumesc personal pentru intervenție și pentru contribuția la realizarea emisiunii pe care o avem în curs. Vedeți, exemplu dat de telespectator cu cele două companii care s-au format la SNLO, din care cele cu datorii au rămas separat și pare să că încet, încet au dispărut cu datorii cu tot, iar actualul SNLO, să zic așa, curat în ceea ce privește datoriile istorice înregistrează din nou, e jocul, dacă vreți, al pieții, până la urmă, și al prețului. Pe de o parte, pe de alta, să nu uităm că acolo funcționează și complexe energetice. În opinia mea, un complex energetic înființat înainte de aderare în Valea Jiului aducea numai beneficii companiei. Pare să că nu s-a vrut. Companiei, domnule Blaș, și comunității.
Și implicit comunității. Asta este, de fapt, rațiunea. În ce privește banii dați la fotbal de SNL-o, zău că nu mă interesează. Ce văd și eu în presă, dacă e așa cum scrie presa și bun să fie numai 50% adevăr din ce scrie presă, e o problemă. Nu știu cât e meritul Berceanu, cât al Condescu, e treaba lor, dar ar fi o mizerie să se întâmple într-adevăr așa. Știți, în orice se discută, cel puțin frântura de adevăr există, da, și ceea ce se spune, de fapt, legat de echipa Pandurii. Și, sigur, vis-a-vis de poluare, să nu uităm, toate termocentralele românești, vorbim de țara noastră, acum au niște termene fixate de mediu până la care să-și rezolve funcție instalațiile de sulfurare, sigur, de a poluării. Am înțeles că mintia noastră e la limita termenului și s-ar putea să aibă probleme. Din câte știu eu, cel puțin la Turceni și nu știu la Rovinari, dar și la Rovinari este în lucru acea instalație de poluare. Trebuie să conștientizăm cu toții, problemele de mediu sunt foarte strict monitorizate și sub lupa comunității europene. Este bine că este așa, pentru că este vorba de viața noastră. Da. Și Paroșeniu, am înțeles că are în curs de implementare de un asemenea proiect. Da. La ora actuală, din informațiile pe care le am, în urma investițiilor făcute la Paroșeni, se produce pe undeva cel mai ieftin kilowatt pe sistem termo din țară. Este cea mai bine pusă la punct termocentrală din țară la ora actuală. Deci se poate. Este bine că e așa, este sigur, dar regretabil este, domnule Blaj, sistemul de termoficare al Văijiului, care este bine pus la punct, la momentul de față nu are clienți. Și pe acest fond, dacă ar avea clienți, tot după calculele, socotelile făcute, s-ar putea livra cea mai ieftină gigacalorie în sistem termo, cea mai ieftină posibilitate de încălzire a locuințelor cu agent termic. Dacă și pierderile ar scădea în aceeași proporție, atunci da, de acord. Dacă ar fi clienți, dacă ar fi beneficiari, după cum știm, în Valea Jiului, nu știu, 10, 20%, 30%, poate o să-l invităm pe domnul director Vișan să ne spună înainte de începerea iernii, sigur, să ne spună acest lucru și să vedem ce este de făcut, pentru că multe blocuri au fost tăiate, debranșate și este greu. Lumea conștientizează deja și din discuțiile pe care le-am avut și eu cu foarte multă lume, pentru a reveni într-un fel la încălzirea centralizată, dar din punct de vedere tehnic, s-au desfințat centralele, punctele termice, s-au tăiat blocurile. E greu. Spun acest lucru întrucât, din punct de vedere tehnic, uzina poate să livreze acest agent termic pentru toată Valea Jiului la un preț extraordinar de scăzut comparativ cu cheltuielile care se fac acum și auzim la iarnă, vor fi nu știu câte milioane pentru un apartament cu două camere, cu patru camere. Păi ne îngrozesc aceste cifre, domnule Blaj, în contextul în care salariile sunt care sunt. Și sunt în scădere. Acolo unde sunt. Acolo unde sunt, sigur că da. Sigur, aceasta este o altă temă și voi avea în vedere, cred că domnul director Vișan nu ne va refuza să prezentăm o situație reală, să vedem ce ne așteaptă la iarnă din punct de vedere al banilor care trebuie să îi plătim și asigura sănătății noastre privind căldura apartamentelor. O altă intervenție, domnule Blaj, spune așa telespectatorul nostru, nici aici nu avem semnătură. Domnule moderator Nemecec, domnul Blaj este o personalitate de onoare a Văijiului, dar pentru salvarea minelitului Văijiului este nevoie de o personalitate puternic, activă, cu credibilitate la guvern și singura persoană, spune telespectatorul nostru, este Monica Iacobliții. Vă rugăm să o contactați pentru a ne spune ultimele amănunte despre soarta minerilor. Sigur, o să o contactăm la rugămintea telespectatorului nostru pe doamna deputat Monica Iacobliții. Cum vedeți această
observație. Citit în presa locală, am văzut că dumneavoastră a avut mai multe intervenții în Parlament și niște scrisoare adresate chiar Ministrului Economiei. Nu știu ce răspunsuri o primit, dacă o fi primit. Păi, ca de obicei, nu primește, probabil. Sunt convins, pentru că nu mai e o părere personală, ci un lucru constatat chiar de mine. Actualul ministru al economiei are așa un dar, cred că nu l-a avut niciun ministru al economiei, de a sta ascuns, hai să fiu răutăcios, sub birou. Spuneam la începutul emisiunii, domnule Blaj, în spatele ușilor închise și a draperilor trasă. Da, e normal și e firesc, până la urmă, ca deputații noștri să se implice și sunt convins că o fac. Cred că nu prea sunt ascultați. Ar trebui să se impună? Ar trebui... N-au cum. Domnule Blaj, dacă tot ați pomenit de acest minister și ministru, ce părere aveți în cadrul Ministerului Economiei și mai cu seamă în ceea ce privește atenția acordată de acest minister Văijiului și Mineritului în general, sunt oameni competenți acolo? Pricep cât de cât minerit cei care hotărăsc soarta mineritului din România? Da, o să vă rog să răspundeți la această întrebare după ultima pauză publicitară, ca să nu vă întrerup, domnule Blaj. Da. Hotel Rusu, rafinament la înălțime, confort la un alt standard, relaxare și dinamică în aer liber, explorează parângul de pe schiuri și din viteza sanii cu motor, adrenalin în parâng, în orice anotim, confort la Hotel Rusu. Ce ziceți? Nu prea vă merge netul. Luați de aici viteză 120 de mega pe secundă. Suficient ca să descarci istoria muzicii într-o secundă. Cu așa viteză poți să dai și concert online. Everybody's dancing. UPC dă viață divertismentului. Acum ai peste 100 de canale digitale, net de 60 mega pe secundă și 100 de minute naționale pentru doar 59 de lei. Și ai opțiunile DVR sau HD 3D cu doar 13 lei fiecare. Lasă-te pe mâna noastră! Noi muncim pentru tine! Calitatea serviciilor noastre se vede prin ferestrele dumneavoastră! Înainte de a vă ruga să continuați, domnule Blaj, să mai dau citire unei intervenții din partea unui telespectator de-al nostru, domnul Puiu. Domnul Puiu spune așa: ba știm, domnule Nemecec, ce s-a făcut și ce se face cu banii aduși de la FMI și Banca Mondială.
S-au pompat în clientela politică, iar noi plătim pensii și salarii reduse și multe taxe și impozite care ne sufocă. M-am săturat. Semnează domnul Puiu. Da. Trist. Chiar astăzi, cred că auzeam atenționarea care vine din partea FMI-ului că acea mult discutată revenire la salariile diminuate cu 25% va fi posibilă doar în măsura în care guvernul va reduce personalul din administrație. Deci, practic, fondul de salarii să rămână același? Cu siguranță. Spuneam câteva minute înainte, sunt foarte riguroși și nu... Plus că au o armată de specialiști cu care nu poți să jonglezi cu cifrele, așa cum de multe ori avem noi români această tentație. Tentație și chiar obicei. Așa. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că nu ne cade bine că trebuie să vină cineva din afară să ne impună așa ceva. E normal. Dar părerea mea e că nu trebuie să ajungem aici. Și atâta timp când te-ai îndatorat, sigur că... Datoria trebuie plătită. Pe de o parte. Pe de altă parte, haideți să realizăm și celălalt. Ăștia sunt bancheri. Eu n-am văzut bancheri să împrumute undeva ca să piardă. Deci, acele perioade de grație pe care le oferă aceste structuri financiare internaționale sunt un mod de a te ademeni, că până la urmă comisioanele și tot ce înseamnă dobânzarea curg. Alea nu te scutește nimeni de ele. Nici nu puteam ieși sincer din că acești bani din păcate iau și alte căi, e un trist adevăr și sigur fiecare dintre noi suntem revoltați când vedem că se întâmplă astfel de lucruri, că până la urmă știi că acolo s-o duci o parte din pensia ta, din salariul tău, din ajutorul tău. Nu? Din ceea ce ți se cuvine de fapt ție. Și nu, am eu așa o obsesie probabil. La noi o pierit demisia de onoare. Deci, domnule, când unui ministru îi se dovedește de astfel de practici, e demn să pleci să dispar pe ușa din față. Nu? Pentru că, în general, dacă îi urmărești cum reacționează cei care se simt vinovați, pentru că nu poți să spui că au așa o doză de nesimțire în conștiința lor să nu fie apăsați de realitatea faptelor făcute. Vin și cred că astea sunt momentele în care exced în a repeta mărețile realizări. Când eu aș veni și să spun, domnule, până la urmă, pentru acele mărețe realizări, sigur, cu ghilimele de rigoare, ești plătit. Ai fost numit acolo. Ți-ai asumat o responsabilitate când ai fost numit. Și ai dat depus un jurământ. Ai depus un jurământ de credință. Păi, nu știu dacă e normal, vedeam la fel în presă, acea declarație mincinoasă a unui soție, a unui demnitar, care și-o trecut în CV niște ani lucrați de pe implementări de proiecte, exact, și până la urmă se dovedi că nu e așa. Păi, mai stau ministru când mi se întâmplă așa ceva? Și toate aceste aspecte la care faceți trimitere, domnule Blaci, referitoare la activitatea personală, demisia ar trebui să se întâmple atunci când în cadrul colectivului, oricine altcineva gafează și are drept consecință ceva negativ care periclitează imaginea instituției. Nu neapărat. Deci ei nu demisionează când este vorba de ei personal sau, cum spuneați, de soția ministrului sau cineva din familie, probabil. Este rușinos.
Așa e, așa e. Și sigur, vedeți, când toți suntem afectați de aceste măsuri, că până la urmă avem un popor extraordinar de înțelegător. Vedeți, n-au fost niciun fel de mișcări. La noi, comparativ cu Grecia, cu Spania, cu Statele Unite, cu Anglia. Cu Anglia, da, Irlanda. Ca dovadă că au înțeles oamenii. Da, dom'le, e un moment dificil, trebuie să se întâmple și asta. E, probabil, ca și mine, ca și dumneavoastră și alții, așteaptă până când? Întrebare la care nu se dau răspunsuri. Nu? La fel de neplăcut pentru noi, pentru toți, e și faptul când până în 31 la 12 dăm. Iasă un om cu putere de decizie în țara asta, nu vreau să dau nume. La doua zi iasă șefului și zice, nu e adevărat, nu se poate. Deci, ce demonstrează românului care suferă de pe chestia asta? Mă, ăștia ori nu vor, ori mă iau de prost. Și cred că a doua variantă o avem pe buze aproape toți. Domnule Blaș, fără a considera că suntem admiratori sau de partea președintelui, totuși Traian Băsescu în ultima vreme a pus punctul pe i spunând niște treburi reale care poate trebuiau spuse mai demult. Ce părere aveți? Bun, împărtășesc părerea celor care îl fac în fel și chip mare jucător, mare scenarist, chiar și mare om politic până la urmă, dar cred că domnia sa are o frustrare. Faptul că, virgulă, Constituția nu-i conferă drepturile de care ar vrea el să beneficieze, da? Îl pun în situații de așa de care nu se ferește totuși de a arăta cu degetul pe partidul, spre partidul pentru care a lucrat o perioadă bună de timp. Nu neapărat impunându-le, că nu poate să le impună un punct de vedere, dar sugerându-le. Acum, ca om care privește, nu sunt un admirator al lui, apreciez aceste provocări pe care le face. Ce constat eu cu oarește mirare e faptul că nu prea i-a ascultat în ultima vreme. Deci el le mai face cu degetul, ia vedeți că știu și asta, ia vedeți că ați promis și asta, dar pare că e opinia mea strictă. Au avut loc discuții și ieșiri mediatice ale președintelui, unde s-au spus niște lucruri dure. Aveți dreptate, nici mass media n-a consemnat luările de poziții sau, într-un fel, reacții la cele zise de președinte, de miniștri, de societăți, de, știu eu, bănci sau așa mai departe. Ce înseamnă acest lucru, domnule Blaș? Ce credeți? Sfidarea președintelui? Sfidarea realității? Nu. Nerecunoașterea celor spuse de președinte? Când totuși lucrurile sunt clare. Din multe ceea ce a zis, așa s-a întâmplat sau sunt realități neconforme? Acum, domnule Blaș, haideți să spunem și un adevăr. Din poziția de președinte, ești cel mai informat om al țării, având în vedere că toate structurile informaționale sunt se concentrează acolo, subordonate direct. Deci, în ceea ce privește informația, e primul. E și cel mai informat și primul informat. A doua, lucrează cu un aparat în jurul lui. Sigur, putem discuta cât de bine pregătiți sau de prost pregătiți. Dar, în general, la asemenea nivele, și asta vă spun în cunoștință de cauză, spusele unui președinte, a unui prim-ministru, reflectă, de fapt, capacitatea și pregătirea consilierilor. Și a modului în care
unul din ei ascultă sau nu ascultă de ceea ce spun consilieri. Revenind la domnul Traian Băsescu, sigur că abilitățile lui politice, și acum vă spun ca un om care am făcut cât de cât politică până în 2004, Până v-ați săturat. Da, m-au ajutat și alții și le mulțumesc acum, chiar dacă atunci nu mi-a căzut bine. Deci abilitățile lui politice îi dau această posibilitate nu neapărat de a jongla cu cuvintele, ci de a-și impune punctul de vedere. Numai că din ce se vorbește prin culise, au apărut mai multe curente care nu neapărat că îi se împotrivesc, dacă nu mai prea ascultă. Și vedeți, nu vreau să fiu greșit înțeles, dar în general când un prim-ministru spune una și a doua zi președintele îl contrazice, demonstrează ceva. Sau demonstrează mai multe. Dacă domnule Blaș, cum trebuie să vedem acest lucru când un președinte de țară nu este ascultat, nu este receptat și spusele lui n-au consecințe? La ce trebuie să ne ducă gândul? Vă pot răspunde tot cu o întrebare? Credeți că le rămâne Băsescu dator cumva? Nu. Eu nu cred. Trebuie să vedem și noi. Nu cred. Dar pare să ca asta. Oricum, ce constat eu, azi politica îți cere foarte multă duritate. Dar și realitate, domnule Blaș. Și... Nu, să nu fugi de realitate. Pare să că mulți dintre ei se ascund după realitate. Și aceste discuții interminabile, n-am nimic nici cu Ponta, nici cu Antonescu, nici cu Băsescu, chiar, dar sunt la limita de a deveni caragioși abordând aceleași subiecte fără finalitate. Și în același stil, mai mult sau mai puțin vulgar. Fără finalitate, nu? Cum toată lumea spune că Boc e trompeta lui Băsescu. O fi sau nu fi așa, domnule, deocamdată e prim-ministru. Nu? Ce împart ei între ei în particular, numai ei știu, aia suntem convinși. Rău e că apar acum în situații de criză bâlbele pe care guvernul le face tot mai des. Asta dovedește ori o incompetență, inconsecvență, probabil. Ori o repezeală de a te băga în profunzimea problemelor fără a le vedea efectele imediate. Domnule Blaș, să revenim la Compania Națională a Huilei și la minister. Vă întrebasem dacă în cadrul ministerului există oameni care au habar de minerit, cei care, de fapt, hotăresc soarta mineritului, a Văi-Jiului și a minerului românesc, în general. Deci știam că îmi puneți această întrebare, veneam cu organigrama ministerului. Deci la direcția de generală de resurse minerale din minister, nu știu dacă mai sunt doi ingineri mineri. Și cred că sunt vreo 7 angajați și vreo 3 sau 4 detașați. Deci ăștia fac... Strategia mineritului românesc... Trebuiau să o facă, că n-au făcut-o. Sigur, e directorul general Sorin Găman, care vine din bazinul Olteniei și un om care a trecut toate treptele ierarhice până... Când ajunge unul. Sigur că nu le poate cuprinde. Este la unitatea de management a proiectului Turdeanu, Baican, Medveș, oameni care și-au făcut dovada competenței în minerit, unii și prin Valea Jiului, dar cam ăștia sunt toți. Domnule Blaș, Compania Națională a Huilei se conduce de la Petroșan sau de la minister? Numai de la Petroșan. Nu, ministerul fuge de Compania Națională. Și atunci de ce nu este lăsat directorul general să decidă și să fie sigur responsabil de ceea ce decide? Dar lasă, deciziile lasă care să decide, nu-i oferă resurse. Păi, vedeți... Probabil ministerul așteptând din partea directorului general decizia fatală, închidem tot. Deci ne scârpinăm cumva așa, deci, pe asta după ureche. Ăsta e un mod categoric, după mine,
nedemocratic, lipsit de responsabilitatea funcției. Nu vreau să las impresia că am ceva cu ministrul Ariton. Dar nu se poate, domnule, să-l ții trei zile la ușă pe directorul general și după aia când îți ridică problema... Când tu l-ai chemat în ziua de la ora de... Când îți ridică problema, ce om vedea ce om face. Păi în Valea Jiului nu mai e loc de om vedea ce om face. Că trebuia să fie făcut ieri. E, nu ieri, domnule Blaș, cu mai mult timp în urmă, ca să nu spun alaltă ieri, ieri e... Probabil. Pentru că știm cu toții câte programe, câte promisiuni au fost loc lansări cu viitorul Văii Jiului, cu strategii de dezvoltare la care chiar primul ministru pe acea vreme, Năstase, a fost prezent în Valea Jiului. Nu s-a făcut nimic. Totul a rămas la stadiu de discuții, la stadiu de povești. Cred că toate aceste evenimente despre care vorbiți au avut loc în perioada electorală sau preelectorală. Păi este o hotărâre de guvern semnată de Adrian Năstase privind alocarea 169 de miliarde parcă pentru strategia de dezvoltare socioeconomică a Văii Jiului. Unde sunt? Ce s-a făcut? Nu, n-au fost... A rămas hotărârea semnată de toată lumea, publicată în Monitor oficial. Și gata. Și gata. Avem un telespectator la telefon, să îl ascultăm. Alo? Cred că a fost, îl rugăm să revină dacă s-a întâmplat ceva cu legătura telefonică. Domnule Blaj, ies din sistem, au ieșit din sistem de la 1 octombrie încă 900 de persoane. Cum putem vedea acest aspect, cum îl putem caracteriza pentru desfășurarea activității de producție și, sigur, reducerea continuă a personalului companiei care sigur, trebuie să desfășoare o activitate. Activitatea este aceeași cu 900 de oameni. Plecarea celor 900 lasă niște goluri în ce privește structura efectivelor formațiunilor de lucru în subteran, care va fi greu de gestionat până la urmă. Dacă la astea mai adăugăm și o acută lipsă în ce privește baza materială, iată, suntem în fața unor unități miniere care trebuie pe zi pe alta. Cu niște datorii și niște penalități la datorii care cresc la momentul de față, spuneam că revenim asupra aspectului acestor datorii. Nu cunosc cifre exacte și aici, cu siguranță. Penalitățile ar putea sau sunt mai mari decât datoria în sine, lucru care, conform legii, nu se poate. Nu știu dacă e așa, dar la noi se poate, probabil. Da. Dar cu siguranță că și plecarea acestor oameni îngreunează și mai mult activitatea unităților miniere. Dintr-un punct de vedere, domnule Blaș, și din alt punct de vedere, încarcă obligațiile bugetare față de șomer, că intră în șomaj. Deci alți bani din pușculița publică trebuie să ia calea ajutorilor de șomaj sau cam așa ceva se cheamă aceste sume care se acordă acestor oameni. Vorbind de încărcarea datorilor publice, din nou acestora se adaugă mii de elevi care au terminat liceul. Deci, în contextul reducerii cheltuielilor bugetare și echilibrarea acestor fonduri publice, iată că în această vară nu se întâmplă așa. Deci, pentru că aceste disponibilizări, sigur, nu știm noi toate, dar s-au întâmplat la Compania Națională a Huilei. De aici au ieșit 900 de oameni. De la Mintia am înțeles că au ieșit 100 de oameni. Și astfel de disponibilizări s-au produs și se produc în continuare, cu siguranță și în țară, la alte unități. Da, dar nu cred că impactul e același care e la unitate minieră. Sigur, sigur. Dar... Știți, până la urmă, acești oameni o fac benevol. Nu li se impune. Și acești oameni, îndeplinind anumite condiții care să cer pentru a putea beneficia de aceste
disponibilizări dovedesc încă o dată faptul că omul ia o astfel de decizie în disperare de cauză. Sigur, aici aș mai vrea să adaug ce înseamnă această disperare de cauză. Am discutat și eu cu foarte mulți dintre ei. Sunt lipsurile pe care le cunoaștem, lipsuri materiale. Nu au aprovizionarea care trebuie să o aibă. Este stresul nesiguranței zilei de mâine, care este un factor foarte important în toată această conjunctură. Toate aceste lipsuri duc la slăbirea siguranței muncii în subteran. Din păcate, vedem cele întâmplate cu consecințele pe care le știm. Și atunci, în această conjunctură, sigur, cum spuneți noastră, în disperare de cauză, spus pe românește, omul mai bine zice, domnule, las naibii tot și plec, pentru că așa este mai bine, aceasta este calea pe care trebuie să o urmez și până la urmă o fi cumva, mă descurc, spuneam, iau direcția străinătății, fac ceva pentru aș putea duce existența lor și a familiilor lor mai departe. Dar nu este bine, sigur, ați punctat așa cum trebuie, în minerit consecința acestor disponibilizări nu este aceeași ca în alte domenii. Impactul. Și impactul. Consecința și impactul. Una și dacă la asta mai adăugăm și faptul că acestea se întâmplă într-o zonă și așa afectată de restructurările anterioare, sigur că efectul e mult față de cel estimat. Mult depășit față de cel estimat. În această conjunctură, din păcate, nu avem nicio perspectivă de altceva. Pentru ca o altă activitate, eventual o altă investiție, să absoarbe forța de muncă pentru ca fiecare să-și poată asigura un trai decent familiei, lui personal și sigur familiei. Asta cu altceva, știm, mă trimite cu gândul cu ceva în urmă când se făcea mare tantam că turismul e soluție în Valea Jiului pentru mine. Alternativ, da. Nici nu se putea o glumă mai proastă să o auzi din gura unor guvernanți, oameni politici. Se întâmplă, cum spuneați dumneavoastră, în campanie electorală sau pre-campanie electorală. Așa. Iacă că de bine de rău turismul prinde, să zic așa, conturi. Dar, în general, acestea sunt afaceri de familie, nu numai la noi, peste tot. E drept că mai creează și 4, 5, 6 locuri de muncă. Dar, având în vedere că e sezonieră și această activitate, orice întreprinzător în domeniu, cred că gândește, domnule, iarna asta trebuie să câștig atâta să-mi ajungă până iarna viitoare. Pentru familie, pentru... Iarna viitoare, când nu sunt sigur de iarna viitoare, când va fi, nu va fi, da, zăpadă, că și asta este condiția atmosferică. Pe de altă parte, eu sunt așa un picuț satisfăcut de interesul pe care îl manifest, să manifest acum față de zonă. Cam târziu au descoperit frumusețile Văii Jiului, dar bine că se fac și acum. Doar că mi-aduc aminte, am un amic în Austria care lucrează pentru o firmă de transport instalații pe cablu și la o vizită făcută în Valea Jiului, când toți făceam telegondole, teleschiuri și așa mai departe, mi s-a este foarte interesantă și foarte adevărată în același timp. Și domnule, instalațiile de transport pe cablu în zonele de munte nu fac bani. Fac bani ceea ce pui jos și sus. Deci, la cu extremități. Exact. Cu referire directă, faceți, fraților, o sistematizare, faceți ceva, sigur, în munte. Iată că pare să, repet, se conturează ceva, dar sigur va fi de durată. Pe de altă parte, hai să ne uităm în straja, nu sunt construcții care imense, deci în general, repet, sunt afaceri de familie care probabil la 10 camere, 16 camere sunt suficiente pentru a
asigura un venit din astfel de activități. Pe fundul asigură un serviciu totuși de calitate, pentru că trebuie să ne gândim la calitate. Am văzut că se comentează mult de ce Telegondola la Vulcan. Sigur, așa cum e acum, nu justifică, nu are niciun Dumnezeu. Este un început. Dar este acolo și iată că... o plecare, da. Bine făcută. În opinia mea e o provocare pentru a se mai dezvolta alte proiecte de care să se lege și această telegondolă până la urmă. Și aud că deja sunt bani pentru Peni, pentru și inclusiv la Vulcan, ca să lege cele două... Straja de pasul de Vulcan. Vulcan. Ceea ce e de bine. E chiar de foarte bine. Vedeți câte comentarii, câte critici a adus această investiție. Exact cum spuneați, acele săgeți care mai există otrăvite, țintite către Valea Jiului. De ce Valea Jiului? De aia, pentru că în Valea Jiului avem nevoie, minerii și locuitorii acestei zone merită. Vă mai spun o chestie, curiozitatea, m-a împins odată umblând în zona minieră Marea Mureș, sunt la Baia Borșa. Tot am văzut până preț stațiunea Baia Borșa, Baia Borșa. E un păcălici. Dar se zice stațiune, mă rog. Dar și acolo e un început și o dovadă că se poate face ceva. Dacă se vrea, se poate orice, domnule Blaș. Suntem în finalul emisiunii, domnule Blaș, ca de obicei, cum știți și dumneavoastră, concluzii de final. Nu știu ce discuției noastre să tragem. Trag alții concluzii. Cred că noi ar trebui să fim promotorii unui optimism forțat de acum și a credinței în primul rând în forțele proprii, că asta cu vine de la București, sigur, dacă ne referim la CNH, e necesar un semnal foarte clar dinspre București și nu știu cât mai rezistă oamenii acolo. Vorbesc de conducerea, de aparatul CNH-ului în această confuzie lipsită total, în rând de bani. Dar haideți să mai fim un pic optimiști și... Să fim și optimiști, dacă mai putem dacă fi rezistăm. Dacă rezistăm, domnule Blaș. Optimismul ăsta forțat. Da. Da. Pentru că, într-adevăr, problema companiei este o problemă și părerea mea este totuși că degeaba vă adresasem întrebarea de unde se conduce compania, este lăsată dacă este lăsată de izbeliște, degeaba n-ai... Da, e clar. Din ceea ce nu s-a întâmplat până acum, e clar că dinspre București semnalele sunt foarte clare. Așteptați-vă sfârșitul. Din păcate. Stimați spectatori, aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Mulțumesc mult domnului Alexandru Blaș pentru prezența domniei sale în studioul televiziunii Parâng. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sunt sigur ne-ați urmărit. Poate era bine să extindem cu mai mulți participanți ceea ce am discutat aici. Final de emisiune, Ștefan M.G. vă dorește ca întotdeauna tot ce e mai bun și mai frumos să vi se împlinească. Vă doresc o seară liniștită, la revedere, noapte bună!